Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Canal de 2 le aduce fanilor serialelor turcești cu o nouă producție impresionantă, Dragoste și Speranță, titlul original, Iașcă Veumut, începând din 10 iulie, de la ora 19, la Canal de 2 serialul turcesc, ce va fi difuzat de luni până vineri, de la ora 19, vine în fața telespectatorilor cu o intrigă bine conturată în care se împletesc iubirea, speranța și puterea de a o lua de la început. Noul serial are în prim plan povești imposibile de iubire, eterna lupta între generații și conflicte domestice care pot destrama o familie. Eroina noului serial este Zeynep interpretată de Eda Elif Başlamşlă, o tânără inocentă și optimistă, care așa trăit copilăria și si adolescența într-un orășel liniștit. Ajunsă în tumultul unui mare oraș, Zeynep învață să trăiască într-o lume care ea simte că nu îi aparține, o lume dominată de bani, putere și orgolii. Tânăra caută protecție în casa unei familii puternice din Istanbul, însă se simte înstrăinată și singură dar ceea ce nu știe este că se află sub același acoperiș cu tatăl său, pe care îl crede mort. Tânăra își regăsește speranța când se îndrăgostește de Ege, interpretat de Furcanu Cumuș, un bărbat care are totul, mai puțin ceea ce își dorește cu adevărat, iubire. Alături de Zeynep, acesta va învața să lase garda jos, însă iubirea imposibilă dintre cei doi tineri va fi supusă multor provocări din partea celor apropiați intrici de iubire se desfășoară în paralel, iar telespectatorii vor trăi la maximum emoția alegerilor dificile și a rivalităților în iubire. Un personaj important al serialului, în jurul căruia gravitează o sumedenie de povești, este Elif, interpretată de Cemre Curum, o tânăra frumoasă, inteligență și hotărâtă să obțină ceea ce își dorește de la viață, pentru a-și depăși condiția socială. Îl iubește pe Cuzei, interpretat de Hakan Dinkol. Încă din copilărie. iubirea lor este pusă la grea încercare de Handan, interpretată de Gamze Dirolu. Cele două femei, Elif și Handan, pornesc un adevărat război, presărat de minciuni și secrete, pentru al cucer pe cuzei